Ministerul Educației anunță că au fost avizate calendarele examenelor pentru anul școlar viitor. Conform datelor publicate de instituție, evaluarea națională va avea loc în zilele de 23 iunie, când va avea loc proba la limba română în 25 iunie, proba la matematică și în 27 iunie, când se va desfășura proba la limba maternă. Între iulie se vor afișa rezultatele inițiale, în perioada 4-5 iulie se vor depune contestațiile, iar rezultatele finale vor fi afișate în 10 iulie. Sesiunea de vară a examenului de bacalaureat va avea loc între 10 și 16 iunie. În 10 iunie va avea loc proba la limba și literatura română, în 11 iunie se va desfășura proba scrisă obligatorie a profilului, în 13 iunie va avea loc proba la alegere a profilului, iar în 16 iunie vor da examen elevii care susțin proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate în 20 iunie, perioada de depunere a contestațiilor este în zilele de 23 și 24 iunie, iar rezultatele finale se vor afișa în 30 iunie. Înainte de aceste probe, în perioada 27-29 ianuarie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. În perioada 29-31 ianuarie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Între 3 și 5 februarie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, iar în perioada 5-7 februarie se va desfășura evaluarea competențelor digitale. Probele de simulare a bacalaureatului vor avea loc în perioada 24-27 martie. Așa numita sesiune de toamnă a examenului de bacalaureat se va desfășura începând cu 4 august, data la care vor debuta evaluările. Din 11 august se vor organiza probele scrise, iar rezultatele finale se vor afișa în 26 august. Între fiecare dintre probele scrise ale evaluării naționale, copiii vor avea o zi liberă. De asemenea, la bacalaureat, candidații vor avea o zi liberă după primele două probe. S-a introdus de asemenea opțiunea ca lucrările să poată să fie vizualizate după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestației. Noutatea față de anii școlari trecuți constă în faptul că datele simulărilor sunt stabilite înainte de începerea anului școlar. Anul viitor, admiterea la liceu se va desfășura la fel ca până acum. Repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a 8-a va avea loc în 23 iulie 2025, iar opțiunile pentru admiterea la liceu se vor completa între 14 și 21 iulie.